After Steaua, another big win with Dinamo. Yeah, I think after obviously a few losses at the start of the season, we needed a little bit of confidence. So we just try to get better every week. And if we do what we're supposed to do, we will get the result. I think you are in a good shape. What do you think about the next match with Timișoara? Again, the next match with Timișoara is a must-win for Baia Mare. We cannot afford another loss if we want a home semi-final. So we play every game like a final. Cât de importantă este această victorie cu punct bonus, o nouă victorie cu punct bonus după cea de la Steaua obținută cu Dinamo? Primordial era pentru noi să câștigăm meciul. Nu ne-am uitat după punctul bonus, am zis să ne asigurăm victoria, un punct diferență, 1-0 era suficient pentru noi. Iar dacă putem, bineînțeles, am zis că mergem și la bonus după prima repriză în care am reușit să marcăm 3 încercări. E foarte bine pentru noi aceste 5 puncte, dar încă nu s-a terminat, pentru că din păcate am pierdut multe puncte în primele 3 partide și acum trebuie să alergăm și să muncim din greu pentru ce am risipit atunci. Mai ne așteaptă 2 meciuri să ne recuperăm și sunt meciuri foarte fizice și deplasarea lungă de la București și intensitate mare în ambele meciuri. Acum a venit și căldura. Important să ținem pe băieți fresh și ei să rămână concentrați. Cel mai important meci e următorul cu Timișoara. Păriți a fi în formă bună. Cred că o victorie tot cu punct bonus va fi folositoare. Primordial e pentru noi să câștigăm meciul, nu contează cum. În momentul în care suntem câștigători, ne putem gândi mai departe și nu vreau să ne facem calculi acum. Avem încă 2 partide și mergem la victorie în ambele partide. Ovidiu Cojocaru, câteva cuvinte despre meci. S-a încheiat cu o înfrângere pentru voi și cu o accidentare pentru tine. Da, în primul rând țin să felicit echipa Baia Mare. Au avut un meci foarte bun și da, e greu pentru noi să venim aici să pierdem. Am știut că o să fie un meci foarte greu și fizic. Da, sper să, în legătură cu încercitarea, sper să nu fie nimic grav și să pot să ajute echipa în meciul viitor. Cum e să joci împotriva echipei din Baia Mare, la care ai evoluat mai mulți ani? Deja e al treilea meci care am jucat contra echipei. Greu, sincer greu. Aici am crescut, aici am apărut în rugby, pot să zic. Și nu e așa ușor, dar pot să zic, fiind profesionist trebuie să respecte echipa la care joci. Cum vezi în continuare desfășurarea campionatului? Pare foarte echilibrat. Echilibrat, fiind primele 4 echipe, toate sunt echilibrate, cu jucători buni, loturi ok, dar cel mai important cred că semifinala și finala. Dacă ai o semifinală bună, te vezi în finală.